Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 5 iulie 2020. Cum să învingi stresul? Eu știu de unde am venit și unde mă duc. Ioan capitolul 8, versetul 14. Dacă primele două principii au fost să știi cine ești și respectiv să știi cui încerci să-i fii pe plac, al treilea principiu sănătos pentru a învinge stresul este să știi ceea ce vrei să realizezi. Domnul Iisus a zis: eu știu de unde am venit și unde mă duc. Poți spune și tu la fel? Dacă nu-ți planifici viața și nu stabilești priorități, vei fi presat de alții să faci ceea ce cred ei că este important. În fiecare zi vei trăi fie conform priorităților, fie sub presiune. Nu există altă variantă. Fie decizi ce este important pentru viața ta, fie îi lași pe alții să decidă pentru tine. E ușor să operezi sub tirania urgentului, să ajungi la sfârșitul zilei și să te întrebi: am realizat ceva? Am consumat o grămadă de energie și am făcut o mulțime de lucruri, dar am realizat ceva important? Faptul de a fi ocupat nu înseamnă neapărat productivitate. Poate că te învârți în cerc fără să realizezi ceva de o reală valoare. Pregătirea te face să fii în largul tău. Sau altfel spus, pregătirea evită presiunea, în timp ce amânarea produce presiune. O bună organizare și o bună pregătire reduc stresul, deoarece știi cine ești, cui încerci să-i faci pe plac și ce dorești să realizezi. Faptul de a avea scopuri bine stabilite simplifică viața. Așadar, stai câteva minute la începutul fiecarei zile și vorbește cu Dumnezeu în rugăciune. Apoi, uită-te în agenda ta pentru acea zi și întreabă-te: chiar așa vreau să petrec o zi din viața mea? Sunt dispus să schimb următoarele 24 de ore prețioase cu aceste activități? Răspunsul corect și sincer la aceste întrebări îți va reduce nivelul de stres și te va ajuta să stabilești prioritățile.